De câți ani nu ne-am mai văzut? Cred că 4-5, ceva de genul. Bun găsit, doamnelor, domnilor, aici, acasă, în Prahova. Invitatul meu din această după-amiază are o poveste urâtă, dar cu un final fericit. Mă bucur să-l am alături pentru că este un om asumat. Un om care, din punctul meu de vedere, poate constitui cu ușurință o lecție de viață pentru mulți dintre noi. Și vă spun doar atât, înainte de a vi-l prezenta. La vârsta de 15 ani a început să consume droguri. A luat-o treptat cu ceea ce înseamnă marihuana și etnobotanice și a ajuns până la cocaină și heroină injectabile. A intrat de nenumărate ori în comă, a ajuns în punctul în care medicii au spus la un moment dat că mai are doar 2 săptămâni de trăit. Au trecut de atunci 12 ani, iar invitatul meu este o persoană reabilitată, este o persoană care are o familie frumoasă și mai mult de atât a revenit la marea sa dragoste, muzica. Marian Mocanu este numele său și o să-i spun bine ai venit și nu doar bine ai venit, Marian, ci îți mulțumesc, exact așa cum spuneam mai devreme, pentru asumarea de care și curajul de care dai dovadă pentru a-ți spune în fața celor care ne urmăresc povestea. Cu mare drag și mă bucur să fim împreună, să fim la emisiunea aceasta și cred că este foarte eficient pentru cine trece pe acolo sau pentru cine trece prin circumstanțe asemănătoare să audă de la cineva care a avut de suferit că poate învăța ceva. Haideți să o luăm, Marian, pas cu pas. Aveai vârsta de 15 ani, erai elev la liceul Dinu Lipati din București, dintr-o familie de muzicieni. Practic, dacă stăm să ne gândim, aveai cam tot ce îi trebuie unui adolescent. Dar îți lipsea ceva, și anume afecțiunea, atenția părinților. Lucru care te-a determinat să intri în iadul care se numește consum de droguri. Deseori noi avem impresia în familiile noastre că dacă lucrăm și dobândim banii necesari ca să le oferim la copii tot ce le trebuie, cum e cazul în momentul de față, și telefon, și hainele care le-au ceilalți copii. Le-am asigurat fericirea. Le-am asigurat fericirea și să fie potriviți cu ce au ceilalți. Și e și mentalitatea asta, după ce am scăpat de comunism, să nu sufere cum am suferit eu, să nu ducă lipsă cum am dus eu. Dar adevărul este că întotdeauna lucrurile se schimbă și întotdeauna este nevoie să îi pregătești ceva la copil, în funcție de vremurile cu care se confruntă și asta este o mare capcană. Bun, 15 ani așadar, ai vrut să tragi un semnal de alarmă, poate nici nu conștientizai la momentul respectiv că astea sunt intențiile, poate nici nu realizai că tu duceai lipsă de afecțiune din partea părinților tăi, plecați foarte des prin turnee, din câte știu. Care a fost momentul în care tu ai căzut pradă consumului de droguri? Cred că în general oamenii nu își dau seama cu ce se confruntă și cu atât mai mult copiii care n-au trecut prin viață și la vârsta aceea părinții nu prea își dădeau interesul să vadă ce se petrece cu mine și în perioada de 12-17 ani orice tânără sunt vulnerabili și dacă părinții mei au fost mai mult plecați, nu prea se întâlneau unul cu celălalt. Dar bani aveai la dispoziție? Aveam bani la dispoziție, dar nu foarte mulți. Pentru că nu trebuie neapărat să ai bani mult sau mai puțin ca să ajungi să consumi. Bun, ce ai consumat prima dată? Prima dată am consumat heroină. Ai început cu heroină? Da. Care au fost circumstanțele? Care a fost, nu știu, factorul declanșator? De ce ai spus, hai să o fac și pe asta? În primul rând, era o presiune pusă tot timpul asupra oricăruia dintre noi să aibă lucrurile care le are celălalt. Întotdeauna se găsește și în ziua de astăzi e la fel. Cineva care are Adidasul acela nou,
cineva care are hainele cele mai bune, cineva care are telefonul cel mai bun. Da, Marian, dar una este să-ți dorești un telefon asemănător colegului și alta este să-ți dorești să consumi heroină. Bun, dacă îmi dai voie puțin să te fac să înțelegi, ideea este că tânărul vrea să iasă cu ceva în evidență, oricare ar fi el. Nu-i place să fie batjocura și ținta glumelor altora. Și tu așa te simțeai în momentul în care... Nu neapărat că mă simțeam așa, dar oricine este o țintă care poate deveni jokerul clasei și nimănui nu-i place să se râdă de el. Fiecare dintre orice copil care este într-o școală vrea să iasă cumva în evidență cu ceva în fața colegilor, vrea să fie băgat în seamă, vrea să fie acceptat. Și dacă n-ai aceleași posibilități, vrei să găsești ceva ca să ieși în evidență. Și ce e mai interesant decât a fi șmecherul, ce e mai interesant decât a fi la modă, ce e mai interesant decât a fi popular. Și atunci, în funcție de ce crezi că este popular, ești gata să faci lucrul acela, nu neapărat că îți place. Doar ca să te integrezi și doar ca să fie, exact cum spuneai și tu, acceptat și... Mulți s-au apucat de fumat, nu neapărat că vreau să fumeze, ci pentru că și ceilalți o făceau. Și îi vedea mai cool pe ceilalți. Tu te-ai simțit, Marian, cool în momentul în care ai consumat prima dată heroină? Cu siguranță. Și nu neapărat din cauza la senzație, ci pentru faptul că făceam ceva deosebit de ceilalți și, în sfârșit, dacă eu n-aveam posibilitățile care le aveau ceilalți, dădeam eu startul și făceam eu ceva ce nu face absolut nimeni. Vreau să te întreb, în momentul în care ai consumat prima dată heroină, ai făcut-o doar așa în joacă, neștiind în ce capcană o să cazi? Adică ai gândit ceva de genul, o fac data asta și după aia gata, s-a încheiat? Nici nu m-am gândit că o fac de mai multe ori sau de mai puține ori. Deci a fost pur și simplu pentru distracție. A fost pur și simplu ca să mențin acea poziție care am căpătat-o. Și cum am căpătat poziția de a fi în fața celorlalți observat, ceea ce până atunci nu am fost? Mi-am aprins o țigară de la tata. Pentru că e ușor să-i spui copilului să nu faci lucrul acela sau să nu faci lucrul acela și tu să dai exemplu exact negativ în ceea ce te aștepți copilul să nu facă. Și tatăl meu și mama mea mi-au interzis, spre exemplu, să fumeze. Și la vârsta de 15 ani nu erau foarte mulți care fumau. Eu nu aveam aceiași bani, că în liceul de muzică unde am făcut eu școala, erau numai copii de bani gata. Și acum este tot la fel, la Dinu Lipati sunt copii de bani gata acolo. Și nu puteam să ies în evidență la sumele care le aveau ei. Chiar dacă mie nu-mi lipsea nimic. Eram dintr-o familie bună și atunci a trebuit să vin cu ceva. Și mi-am apărins o țigară de la tata din scrumieră, să văd cum e, dacă pot face față și să nu mă fac de râs. Că am văzut și eu cum sunt alții interesanți și îți dă așa un aer și când respiri și când ți se pune o întrebare. Și asta mi s-a părut interesant și zic, dacă mă duc în mijlocul celorlalți, poate n-am ce au ei, dar cu siguranță o să fiu deosebit. Și așa s-a și întâmplat. Numai că asta nu ține. E o capcană. Că s-apucă și altul de fumat. Și atunci tu trebuie să menții nivelul de popularitate și trebuie tot timpul să vii cu ceva. Și tu te-ai gândit, cum îmi mențin eu acest nivel de popularitate? Gata, țigările nu mai au niciun efect, o iau pe linia substanțelor psihoactive. Nu neapărat gândești treaba asta. Vine inevitabil. Vine involuntar. Involuntar. Și deja ai intrat pe un segment care va merge... Bun. De la cine? Pentru că ești o persoană asumată, spune-ne, Marian, te rog, timp de 12 ani, ce anume ai consumat? Păi, în mare parte, cea mai puternică substanță care am consumat-o și cel mai lung timp a fost heroină. Prafuri. Da. Că am consumat și marihuana și alte droguri, dar n-au fost cele care mi-au creat dependența și care m-au ținut legat în toți anii aceștia. Cocaină? Da, am consumat și asta, dar n-a fost, cum să spun, ceva care să-mi creeze dependență. Că dependența se instalase de la heroină și cu asta aveam eu problemele. Heroină inclusiv pe cale injectabilă. Da, păi la un moment dat nu-ți mai ajunge
Și dacă la început te-ai văzut interesant și te-ai văzut deosebit șmecher și cool, că nu este nimeni ca tine și îți creează anturaj, mai târziu nu prea îți mai convine să ai anturaj din cauza că nu-ți mai ajung banii ca să poți să îți iei. Și ceea ce a făcut să ai prieteni, la scurtă vreme face să îți dispară toți prietenii. Ce senzații trăiai în momentele în care consumai cocaină, heroină? Ce anume simțeai? Păi sunt două lucruri la care trebuie să ne gândim când vorbim despre droguri. Te simțeai fericit, te simțeai... Când te gândești la droguri, prima oară te gândești că îți dă o senzație deosebită drogul în sine. Acum noi suntem toți creați într-un echilibru perfect, lăsați de la Dumnezeu. Spre exemplu, dacă spun o glumă, râzi. Că ai mai mult sau mai puțin umor în funcție de echilibru care l-are fiecare om, asta e alt subiect. Când consum marihuana, din cauza la substanțele acelea, pe creier se creează, cum să spun eu, să revarsă substanța pe care o elimină tot creierul și ți se pare mai amuzant ceva, da? Ok, asta este ce creează un drog, dar ce îți creează ție starea aceea de a fi deosebit nu este neapărat drogul în sine. Ci atenție! Oamenii nu s-au apucat, mai ales tinerii, nu se apucă de drogul neapărat pentru ce senzație îi dă drogul. De aceea spuneam că sunt două lucruri. Ci ce senzație îi dă a fi în centrul atenției pentru că se droghează și că oamenii îl tratează diferit. Adică, cum te tratau pe tine oamenii? Păi îți dă un sentiment de măreție. Dar era totul în capul tău. Era doar o poveste. Nu e adevărat. Pentru că o fată care îi place băiatul rău se uită cu alți ochi la cel care este în centrul atenției și e șmecherul clasei sau șmecherul școlii. Și asta îi dă o senzație de putere, dar este o iluzie. Asta voiam să spun. Este doar o senzație, sunt doar niște iluzii. Că cealaltă îi dă un dezechilibru. Spre exemplu, eu de la heroină, eu simțeam o apatie, simțeam așa o nesimțire cruntă, nu mai mă interesa de nimic și de nimeni. Și era într-o contradicție, dacă vrei. Pentru că pe mine mă interesa atenția altor copii și poate lipsa afecțiunii mă determina să vreau să fiu băgat în seamă de alți copii. Și pe de altă parte, când consumam, senzația era să-mi dea o nepăsare. Când ți-ai dat seama, Marian, că deja ești dependent de ceea ce înseamnă droguri? Care a fost momentul în care ai spus, gata, deja nu mai e o glumă, nu mai e o simplă distracție, eu dacă nu iau doza zilnică, mor? La vremea aceea nu era informația așa de puternică cum este astăzi și habar n-aveam ce înseamnă dependența. Pe mine mă sperie că astăzi tinerii își permit să consume știind ce înseamnă dependența. Și pentru că au acces la foarte multă informație. Depinde cum primesc ei acea informație. Sau pentru cum că foarte mulți și iau din surse greșite. Sau nu tratează cu importanță. Nu poate să fie chiar sau așa. Sau nu o să mi se întâmple mie așa ceva. Da. Eu unul când credeam ți-ai dat atunci seama că dependența înseamnă ca și cum ai mânca ceva care ți-a plăcut și atâta de bun este, asta era în mintea mea, că drogurile sunt așa ceva bun încât te determină să mai vrei tocmai pentru că sunt ceva bun. Așa era prezentat deci în filme. Deci tu nu realizai cât de mult rău îți fac, tu le percepeai ca pe ceva da. Util în viața păi ta. Păi când te uiți la filmele prostiile care se dau la televizor, când te uiți în toate filmele de adolescenți, îți arată că poți să tragi marihuana și orice alt drog, dar nu îți arată niciodată când ăla este însevraj și îl dor oasele. Ajungem și la momentul acela. Și eu nu aveam impresia din cauza la informația care era dată în filme și cel puțin gangsterii care consumau cocaină, nu îi arată niciodată nicăieri în sevraj. Îi arată doar că
Când au bani sunt cei mai tari și atâta. Deci asociezi imediat că dacă ai bani ești tare, ai și droguri. Asta e ultima. Și eu credeam că din cauza la cât de mult îți place, aia e dependența. Mai vreau pentru că îmi place și dacă am bani pot să-mi iau și mă face dependent de plăcere în sine. Bun, și când ai realizat că ești dependent? După un an de zile am realizat. După un an de zile. Pentru că eu nu conștientizam, tocmai asta spuneam. Și ai continuat totuși după un an de zile, ai mai continuat încă 11. Păi nu aveam cum să mă mai opresc după un an de zile, pentru că heroina este între cele care sunt cele mai dure ca și senzație de sevraj. Și instalarea dependenței nu este doar la nivel fizic, este și mental. Intri în depresie. Este un fel de morfină și să revin la ce spuneam, la dezechilibru. Dacă tu te lovești, este normal să simți o durere. Corect. De la droguri nu mai simți. Dar ce te faci când dispare senzația? Că nu mai revii la echilibru normal. Noi suntem lăsați cu niște... Ce simțeai când dispărea senzația? Dureri. Efectul drogului. Ce fel de dureri? Dureri de oase, dureri care nici măcar nu erau acolo. Noi și acum ar trebui să simțim niște dureri. Poate n-ai dormit bine azi noapte, dar ești creat în așa fel să nu simți aceste lucruri. În momentul când iei heroină sau ceva care este aproape de morfină, nu mai simți absolut nicio durere. Și automat când trece efectul, tu ce simți? Da. Toate durerile amplificate. Înțelegi ce vreau să spun? Și eu n-am știut lucrul acesta și pentru că aveam bani, un an de zile nu ne consumăm foarte mult, mi-am permis să consum mereu și să nu simt durerea. Dar a venit momentul când a trebuit să mărești doza. Nu, la un an de zile am tot consumat și n-am avut la un moment dat să cumpăr. Și ce ai făcut? Ai furat. M-am trezit cu durerile. Am crezut că sunt un om normal. Eu am crezut că plăcerea, n-am acum posibilitate să-mi satisfac plăcerea. Nu e nicio problemă. Mi-ar plăcea, asta e dependența, că mi-ar plăcea să o mai fac, asta credeam eu. Dar dacă n-am posibilități, nu o mai n-o fac. Și atunci m-am trezit cu realitatea. Așa. Am dat nas în nas cu realitatea la vârsta de 15 ani jumătate, 16 ani, cu ce înseamnă sevrajul și durerile. Bun, și ce ai făcut în momentele acelea în care aveai acele dureri despre care vorbești, în momentul în care erai în sevraj, mă gândesc că e cumplit. Nici nu vreau să-mi imaginez. Ce ai făcut pentru a-ți procura doza? Aici deja intră realitatea vieții și realitatea cu ce mă confruntam și cum tratam eu lucrurile. Am pus mâna pe telefon și dau telefon la traficant. La dealer. La dealer. Și îl întreb, ce se întâmplă cu mine? Că îmi curge nasul, îmi curg ochii, nu mă simt bine, mă dor oasele. Astea erau simptomele. Și ăla îmi râde la telefon și spune, băi, dar tu nu știi? Aveai 16 ani, eu îl consideram că este prieten cu mine, da. Deja credeam că el îmi vrea binele. Așa era mintea mea de copil prost ce eram. Și spune, tu nu știi ce să știu? Ești în sevraj. Păi asta este ceea ce simți când nu ai. Cum adică? Și m-am trezit la realitate, de-abia după un an de zile de consum, și cu niște senzații pe care nu le puteam explica. Nici acum nu le pot explica în cuvinte, că eu oricât aș spune, tu n-ai cum să mă înțelegi, că n-ai trecut pe acolo. Și dacă îți spun niște lucruri pe care le simțeam în corp, chiar dacă le descriu informativ, tu nu ai cum de asemenea să înțelegi. Și nu erau niște, că m-am mai simțit și eu rău, ca orice om, cum ne simțim și acum. Ai o zi mai proastă sau știu eu, te doare cap. Nu sunt niște dureri normale. Nu sunt niște lucruri normale care le simți în corpul tău ca și dezechilibru. Și dintr-o dată, la vârsta de 16 ani, să te trezești cu toate acestea. Bun. Ai spus că ți-ai sunat dealerul, care dealer ți-a spus, da, este sevraj, îl considerai prieten, total greșit, pentru că nu ți era prieten. Nu era prieten. Din contră, voia doar să te facă dependent și să obțină niște bani de pe urma ta. De ce nu ai cerut ajutor atunci? De ce ai mai continuat încă 11 ani până să... Părinții ce-au Mama spus? Mama mea era în Israel, în turneu. Și
Cu tata oricum nu puteam să discut, pentru că eu încercam de copil mic să-i explic niște lucruri, cum ar fi să nu mă pun într-o postură de a mă simți prost în fața copiilor când mă striga să vin în casă. Chestiile astea, presiunea la ce spun ceilalți despre tine, afectează foarte mult un tânăr și noi ca și părinți trebuie foarte mare, să avem o foarte mare atenție la cum se simte copilul în raport față de ceilalți ca și relație. Și cum ne raportăm noi dacă îl înjosim în fața altora sau îl punem într-o postură. Și să înțeleg că nu ai spus părinților. Nu, sau? Dă-mi voie să răspund la întrebarea asta explicând mai detaliat. Când m-a pus în postura de a mă simți rău față de ceilalți copii, tatăl meu, m-a determinat să nu mai vreau să vorbesc cu el pentru că nu mă înțelegea cu ce mă confrunt. Și pentru că nu mă înțelegea, nu m-a înțeles la ceva minuscul, era normal să nu mă înțeleagă la ceva grav. Asta era mintea ta. Nu, asta este o realitate. Dacă cu părintele tău tu nu poți să vorbești absolut nimic la lucruri simple și îți dă cu barda. Dar te-ai gândit vreo secundă că poate da, te-ar fi certat, te-ar fi mustrat, dar totuși poate ar fi fost în egală măsură și mâna de ajutor de care aveai nevoie, pentru că ți era părinte. Dar încă nu mi-am dat seama cât de gravă este problema. Și am crezut că poate fac cumva să diminuez doza, să fac mai puțin și să dispară. Adică să te descurci singur. Da. Ceea ce nu s-a întâmplat. Ceea ce nu s-a întâmplat. Și mi-am dat seama că trebuie să iau mai mult, o cantitate mai mare. Trebuie să mai reduc din prietenii care îi aveam la consum, pentru că nu mai ne ajungea. Mama ce a spus când a aflat? Când a aflat, mama a aflat pentru că... Mama ta fiind muzician, de altfel. Minciuna are picioare scurte. Tot începusem să mint că am meditații, îmi dădea bani de meditații, nu mă mai duceam la meditații, nu mă duceam la vioară la meditații, nu mă duceam la meditații la matematică. Foloseai banii pentru a-ți cumpăra droguri. Absolut. Încercam cumva să păcălesc și profesorii și situația în așa fel să nu se simtă. Dar cât poate să reziste treaba asta că te încurci în minciuni? Corect. Trebuia să stau mai mult acasă pentru că se schimbă pupila ochiului, se schimbă fizionomia feței. Și mama deja, când venise din tuneu, a observat că eu sunt ciudat și că sunt schimbat. Dar a pus pe seama că a stat și ceva plecat, jur de vreo 6 luni, ceva de genul. A pus pe seama că sunt adolescent, mă schimb, mi se schimbă vocea, mi se schimbă comportamentul. Eu stăteam mai mult afară ca să nu se mai observe, să mai îmi treacă din efect când veneam acasă. Și la un moment dat când mințeam, am întors mâna nu știu cum și eu deja începusem să mă injectez. Și ți-a văzut înțepăturile. Și n-am recunoscut. Și m-a dus la medic să îmi facă niște analize. Mi-a spus ea, nu analize pentru asta. Analize obișnuite. Și am bănuit eu că ea vrea să afle și am crezut că dacă nu consum 2-3 zile, că nu o să iasă. Dar nu știam că iese la test și după mai mult de 48 de ore. Și a aflat că mă droghez. Bun. Acela a fost momentul 16 ani, da? Când mama ta a aflat că te droghezi. Așa cum spuneam puțin mai devreme, ai continuat foarte mulți ani după să te droghezi. Mama n-a mai avut nicio putere, nicio influență, să înțeleg, asupra ta pentru a... Ba da, pentru că de la bun început eu, când am fost pus în fața realității din nou, realitatea aceasta că nu am cum să schimb eu lucrurile. Eu am cerut ajutorul părinților mei și am fost gata să merg la dezintoxicare. Okay. Și am mers prima oară la dezintoxicare undeva până la 17 ani aproape. Bun. Eram încă la școală, eram clasa 10-a cam așa. Și m-am dus la Obrejea. În sfârșit, nu contează unde și ce spital. E un spital de dezintoxicare, cred că mai funcționează și astăzi. Și acolo eu, plin de speranță,
dornic să văd cum o să revină viața la normal. Ai crezut că acolo se întâmplă magia și o să ieși... O să stau și oamenii o să mă trateze și o să mă înțeleagă că eu vin dintr-o familie bună. Eu când la vioară, eu sunt printre cei care sunt premianți. Avea vreo relevanță pentru ei? Erai, Marian, un narcoman. Dar n-avea niciun fel de absolut nimic, nici pentru cei care erau acolo, nici pentru medici, nici pentru mine. Când m-am trezit acolo între oameni care chiar fac rău, chiar consumă, chiar fură, chiar în sfârșit. Și am... Deci și acum când povestesc, îmi vine greu să retrăiesc momentele acelea și chiar dacă am o vârstă de 30... A fost un șoc, înțeleg. Foarte puternic. Pentru că... Tinerii, în general, vor să fie cool și au un concept așa despre ce înseamnă viața asta și ce înseamnă să fii popular, să fii șmecher. Mai ales în România, la noi, cuvântul ăsta șmecher e ceva în sfârșit. Și când m-am trezit acolo legat de pat și când a venit cu adevărat cineva care chiar face tâmpenii și fura și mi-a dat una, după ce eu eram sedat de... cei care erau acolo cu o substanță numită blegomazin și de la asta nu mai poți să articulezi bine cuvintele, nu mai poți să te deplasezi singur pe picioarele tale, trebuie să te ajute o asistentă sau un brancardier. Să înțeleg, Marian, că devenise și o legumă? Exact. Cât așa ai stat acolo? M-au făcut, da. Așa m-au făcut. Ăsta e tratamentul care mi l-au dat. Cât ai stat acolo? 3 săptămâni. Bun. După acele 3 săptămâni de groază pe care le-ai trăit cu intenția de a urma o cură de dezintoxicare, pentru că de-aia te-ai dus la Spitalul Obregia, tot nu s-a încheiat coșmarul. Nu. A mai continuat ani buni. Când am ieșit de acolo, am considerat că oamenii vor înțelege prin ce am trecut, dar nimeni nu înțelegea și se pusese ca o etichetă pe... Erai stigmatizat? Te simțeai, da, stigmatizat? Eram, nu mă simțeam. Și plus că nu era tratată problema. În mine, chiar dacă stăteam acolo, pofta creștea. Că e odată sevrajul fizic, dar mai este și cel mental. Marian, țin minte într-o discuție pe care am avut-o acum ceva vreme că spuneai ajunsesem în faza în care trăgeam pe nas praful de pe linoleum crezând că sunt droguri. Asta este după 10 ani după ce m-am apucat de droguri, când ajunsesem să consum etnobotanice. Cu scuzele de rigoare acum, dar exact cum ți-am spus, chiar vreau o discuție francă, sinceră și asumată de ambele părți. Ajunsesești paranoic? Sau se poate vorbi de paranoia într-o astfel de situație? Da, se poate vorbi și de paranoia, da. Și nimeni în jurul tău nu vedea, adică acele mâini de ajutor de care aveai nevoie, au venit la un moment dat, evident că ești astăzi aici, iată, povestești și ai curajul de a-ți asuma acest episod urât din viața ta, dar... Vreme de 12 ani, nimeni nu a fost acolo să spună, măi omule, hai să facem ceva, dar să facem ceva la modul cel mai serios, pe bune, nu doar așa de... Mulți oameni au vrut să mă ajute. Și mă gândesc la familie, evident. Uite, și eu vreau să-i ajut pe mulți. Dar o întrebare. Nu voiai tu să te ajuți pe tine? Păi și dacă nu aveam soluția potrivită pentru contextul lui? Pentru că eu acum mă ocup, printre altele, fiind președintele Asociației Dar din Dar, mă ocup la asociație și de cazuri de genul cum am fost eu dependent de droguri. Bine, mă ocup mai multe de care se ocupă asociația, dar vorbim. Eu, unul, dacă mă duc la cineva care consumă, înseamnă și că pot să-l ajut? Păi nu știu, te întreb. Nu poți? Eu nu ai pot puterea? Să-l ajut. Ține de voința ține persoanei de în cauză? Și ține de Dumnezeu. Pentru că altfel nu poate fi schimbat niciun om. Pentru că eu vreau să te ajut pe tine, tu vrei să mă ajuți pe mine, dar noi nu ne putem schimba unii pe alții. Deci eu, 12 ani, am conștientizat că nu este bine ceea ce fac. Ca drept dovadă, am vrut să merg la dezintoxicare în fiecare an și am mers de câte 2-3 ori. Și fără efect. Fără efect.
Pentru că dacă nu este soluția corectă, nu este soluția deloc. Ai ajuns și la spital cu septicemie. Medicii au vrut să-ți amputeze brațul la un moment dat, brațul stâng, și ți se mai dăduseră 2 săptămâni de viață. Ce s-a întâmplat atunci? Dacă poți să povestești, dacă nu ți este foarte greu, evident. Nu mi este greu, pentru că viața mea este schimbată și ceea ce s-a întâmplat în trecut nu mă reprezintă astăzi, nu mă identific cu ce s-a întâmplat în trecut astăzi. Ești o persoană nouă. Sunt o persoană nouă. Exact. Să spunem așa. Și pot să vorbesc cu ușurință tocmai de asta. Cum a fost momentul acela să ți se spună septicemie, amputarea brațului? Direct de la medic. Durată de viață 2 săptămâni. Și aici este mai dureros, pentru că am auzit când îi spuneam mamei mele pe hol. Și asta m-a determinat să o iau și mai în serios, pentru că eu eram obișnuit să mă sperie mama cu poliția, să mă sperie cu fel și fel de lucruri. Și dacă ar fi venit să-mi spună mie medicul, poate aș fi crezut că nu e adevărat. Dar când am auzit pe hol spunându-se în ce situație sunt, deci am intrat într-o stare în care am conștientizat că e ultimul tren, ultima mea șansă. Și că dacă Dumnezeu nu face ceva, eu nu pot să mă vindec. Cu toate că sunt la spital și vreau. Dar din ce cauza a ajuns să faci septicemie și să, în pragul de a-ți fi amputat brațul stâng? Intram într-o stare când consumam, cred că paranoia, în care credeam că nu am făcut îndeajuns, că nu mi-am luat substanța și de fapt eu consumam în continuu, zile la rând, în șir. Și paranoia asta mi-a dăduse de la drogurile astea etnobotanice. Și în starea aceea chiar am adunat praf după jos, crezând că am vărsat praful. Și ai inhalat practic praful de pe... Da. Și nu odată, de mai multe ori. Și mâna se infectase, după cum spuneai, foarte tare, pentru că să-i seama că să faci așa ceva și se infectează, e normal să pui mizerie în corpul tău. Bun. Și ce s-a întâmplat după acest episod, Marian? După acest episod? Când ți s-a spus mai ai 2 săptămâni de viață. Ideea este că eu în ăștia 12 ani am încercat toate clinicile de dezintoxicare. Am încercat la oameni mari, oameni mici, medici cunoscuți, fiind mama cântăreață, avea acces la foarte mulți oameni cu greutate. Să voiai să te lași, erai din faza în care, erai deja în faza în care conștientizai cât de mult rău îți faci, cât te autodistrugi de la zi la zi. Plus că în ăștia 12 ani am încercat să merg la toate bisericile posibile. Ai îmbinat practic ceea ce înseamnă credința cu știința. Da. Am conștientizat că există Dumnezeu și am conștientizat că știința este tot de la Dumnezeu. Cine te-a ajutat? Care a fost declicul? Când s-a produs declicul? Problema stă în felul următor. Că știința fără Dumnezeu nu funcționează și nici Dumnezeu fără știință nu funcționează. Că El a dat înțelepciune oamenilor. Și în ăștia 12 ani, oamenii vorbeau frumos despre Dumnezeu, dar nu se concretiza deloc. Suna frumos, mă puneau să fac niște obiceiuri care nu aveau legătură cu situația mea. Spre exemplu, mă duceam la biserică, în sevraj, în dureri, și îmi spunea să mă învârt în jurul bisericii de 7 ori. Cu ce putea să-mi folosească? Deci tu ajungeai în sevraj cu durerile acelea cumplite despre care vorbeai puțin mai devreme și încercai să găsești alinare la Dumnezeu? Și la Dumnezeu, în da. Mintea ta credeai că Dumnezeu este cel care te poate scăpa de acele dureri cumplite și de stările îngrozitoare pe care le trăiai? Da, pentru că eu m-am gândit, tot ce am făcut este păcat. Eu am greșit înaintea lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu mă poate vindeca și cred că o să fiu bine. Și când mergeam, evident, obiceiurile nu îmi foloseau la nimic și pentru că nu simțeam nici pe cineva care să comunice cu mine, să
aibă compasiune, nu mă ajută absolut deloc. Și acum revenim la momentul acela. Eu nu mai aveam încredere în oameni care vorbesc despre Dumnezeu. Medicii credeam că vor să-mi facă binele, dar ne trecând pe acolo și ne luând tratamentul, ei încercau ce credeau că este bine. Medicație. Medicația care mi-o dădeau, îi întrebam tot timpul. Aveți pe cineva care s-a făcut bine în urma la pastilele astea? Pentru că eu, după 12 ani de încercări, nu mai luam orice de bun. Și nu prea puteau să-mi dea un răspuns. Și îi vedeam ca și oameni că aveau o atitudine bună. Aș fi vrut să mă ajute, dar nu puteau. Dar internat într-o clinică de dezintoxicare pe o perioadă lungă de timp, ai stat? Am stat. Și s-au văzut efectele pozitive? Să vedeau efectele pentru că eu întrerupeam, dar nu putea niciun medicament după fața pământului să elimine dependența care se crease la interior, la nivelul minții. Și, ca drept exemplu, uită-te astăzi, sunt atâția care îi vezi în șanț, că și-au dat banii după salariu și nu ar vrea să fie acolo. Înțeleg că nu e bine, se duc la dezintoxicare, dar după aia consumă din nou. Adică fizic ți se curăță organismul din ce îmi spui tu, exact. Dar pe plan emoțional, pe plan psihic, problema rămâne tot acolo. Exact. Păi asta vreau să spun când eram internat la dezintoxicare. Eu stăteam acolo, îmi dădea tratamentul, dar pofta în interior creștea mult mai mare, că tot acolo mă gândeam și în fiecare zi mă gândeam numai la droguri. Și cu ce vorbeau, ce crezi că vorbeau doi oameni care erau internați la dezintoxicare? Despre droguri. Evident. Marian, și nu alimentam problema. Se spune că o persoană consumatoare de droguri, cum este cazul tău, în momentul în care se reabilitează, la fel cum este cazul tău, dacă revine în locurile care aduc aminte de perioada consumului de droguri, nu știu, fie că vorbim de un locul în care a fost odată la un concert sau la un spectacol, apare recidiva. Am înțeles exact ce vrei să spui, vreau să îți spun că așa este și chiar și de la un miros poți să te duci în trecut sau să-ți vină în minte exact ce ai făcut nu știu când. Și poate să-ți aducă recidiva. Deși de la un simplu miros? Da, da, da. Da. Ție ți s-a întâmplat în acești 12 ani care au trecut să, nu știu, să asociezi anumite locuri sau mirosuri, cum ai spus, cu consumul de droguri și să fii tentat să recidivezi? De tentat nu, dar să-mi aduc înapoi trecutul și să-mi aduc aminte, da. Chiar ieri am luat o trotinetă de asta cu aplicația ca să mă duc unde am avut treabă, că am lăsat mașina soției mele. Și am trecut printr-o zonă și am văzut o străduță și mi-am adus aminte când am făcut prima oară o infracțiune de a-mi fura ceva și am fugit ca să iau telefonul să-l vând, ca să-mi procur droguri. Și ce sentimente ai încercat în momentul acela? Sincer, a mai existat tentația sau doar și am rămas pe gânduri, că nu prea era înțelept așa cum stăteam eu pe gânduri, pe trotineta aia, că era, puteam să cad. Am rămas puțin pe gânduri și mă gândeam cât de mare este Dumnezeu și cum a schimbat viața mea și ceea ce sunt și voința proprie. Și voința 100%, proprie. Fără nu se poate. Fără nu se poate. Spuneai de că ți-a adus aminte acel moment de o infracțiune pe care ai comis-o. Au fost cazuri, Marian, în care ai furat pentru a-ți procura drogurile? Da. Pentru că știu că îmi povesteai că vânduse și inclusiv căruciorul primei tale fetițe pentru a-ți cumpăra. Da. Substanțe psihoactive. Gândește-te că dintr-o familie bună, dintr-o familie care întotdeauna nu știa cum să facă să avem starea aceea de bine, din niște oameni care și-au dorit să aibă facultate, să faci ceva în viață, să ajungi să furi. De unde furai? De unde apucam. De oriunde. Și vindeai obiectele respective, le transformai în bani și îți cumpărai droguri. Da, și evident le dădeam la niște prețuri de nimic. Bun. Când s-a încheiat acest episod urât? Știu că și pe soția ta ai cunoscut-o tot în perioada în care erai consumator de droguri. Da, din cei 12 ani
după 6 ani de consum, am cunoscut-o pe ea și a apucat și ea să sufere lângă mine 6 din cei 12. Dar a stat lângă tine. Da, da. A crezut din toată inima ei că Dumnezeu va schimba viața noastră, ceea ce s-a și întâmplat. Și astăzi putem spune că noi, la jurământul acela, am început invers. La rău și la bine, nu la bine și la rău. Haideți să vorbim și de Marian de astăzi, da? Pentru că, într-adevăr, povestea aceasta a ta de viață este una cumplită, una pe care nimeni nu și-ar dori să o trăiască vreodată. Și încă o dată te apreciez și te respect foarte mult pentru curajul pe care l-ai de a o spune public. Pentru că știm cu toții în zilele noastre cât de mult ținem la imagine, cât de mult contează să părem perfecți în ochii altora. Nu există perfecțiune, nu există oameni 100% fericiți sau 100% împliniți din niciun punct de vedere. Fiecare avem și bune, avem și rele. Important este să ni le asumăm, să le recunoaștem și să ne tragem învățămintele de rigoare. Așa cum ai făcut și tu, pentru că așa cum spuneam, astăzi ești un om fericit, ai 3 fetițe să străiască și pe lângă această familie frumoasă pe care o ai, mai faci ceva la fel de frumos. Așa cum ziceam la începutul discuției noastre de astăzi, ai revenit la marea ta dragoste, Vioara, nu doar Vioara, și nu faci doar pentru tine. Ai înființat niște centre, inclusiv aici, în Prahova, la Vâlânii de Munte și la Boldeș-Căieni, pentru copiii din medii defavorizate. De ce te-ai gândit să faci asta, Marian? Și avem posibilitatea să vedem și câteva imagini de la aceste centre. În primul rând pentru faptul că oamenii prea mult se concentrează pe imagine și au impresia că ceea ce arată bine este și bine și ceea ce arată rău în ochii lor este rău, ceea ce nu este adevărat. În locurile, să spunem așa, defavorizate, zonele sunt defavorizate, dar oamenii n-ar trebui defavorizați și ei ar trebui să fie prețuiți. Și eu cred din toată inima mea că sunt foarte, foarte mulți copii cărora nu li s-au dat șansele egale pe care le au alții. Și dacă ar avea șansele care le au alții, spre exemplu, din zone cum e Bucureștiul, păi ar da randament de 100 de ori mai bine decât ceilalți. Marian, rare sunt cazurile de oameni care să treacă prin ceea ce ai trecut tu și să dea dovadă de atâta altruism. Pentru că în cazul tău, tu practic prin ceea ce faci astăzi, dai dovadă de altruism. Încerci să ajuți în măsura în care poți adolescenți să nu cadă pradă viciului căruia ai căzut tu pradă și să vadă partea frumoasă a vieții. Iată, muzica, tu ai abandonat muzica, tu 12 ani, da. Nu ai mai știut ce înseamnă Vioară, nu ai mai știut ce înseamnă... Erai practic rupt de lume. Nu pentru chiar tine 12, tot ce... dar o mare parte din cei 12 am încetat definitiv de să mai cânt pentru că nu mă mai accepta nimeni, da. Și nici, cred că nici tu nu mai erai în stare. Nu mai eram în stare, da. Bun. Și acum, de ce te-ai gândit la copiii aceștia? Am înțeles că mi-ai povestit că printre acești copii pe care tu îi instruiești în momentul de față, se află inclusiv copii care au căzut pradă consumului de droguri. Da. Pentru că, din experiența ce mea de viață... Îmi cer scuze, ce vârste au acești copii? Păi încep de pe la 7 ani și ajung până la 20. Și cel mai mic consumator în rândul copiilor pe care tu îi ajuți? A fost de 12 ani. 12 ani. Da. O fetiță, îmi spune. Da. Acum nu mai e fetiță, e o fată, face 16-17 ani. Și se ține de muzică, din câte am înțeles. Da. Bun. Deci tu, practic, pe lângă faptul că lucrezi pe plan muzical cu acești copii, îi ajuți și din punct de vedere emoțional. Ești un fel de... O să fac puțin așa un transfer de la... cum s-a petrecut schimbarea în viața mea și cum gândesc că este de folos pentru ceilalți. M-a întrebat când mi s-a dat acel verdict, că mai am 2 săptămâni de trăit, ce a făcut diferența? Păi au venit niște oameni
să-mi vorbească despre Dumnezeu, dar nu informativ. O credință informativă fără să fie și practică, de aceea credința merge mână-mână cu știința, deci o credință care nu este și practică... Și cu voința, dacă îmi dai voie să te completez. Și cu voința acelui... Da, mulțumesc frumos. Nu este de folos absolut deloc. Spunea cineva, dacă nu ești în stare să faci ceva pentru ceea ce te rogi, ori nu te mai ruga, ori roagă-te pentru altceva pentru care ești și gata să faci ceva. Corect. Oamenii aceștia au venit și mi-au arătat compasiune. Nu mi-au spus că știu toate răspunsurile la toate lucrurile. Pe om, în general, trebuie să-l ajuți și să înțeleagă el ce trebuie să facă. Că Dumnezeu lucrează prin voința ta. Eu nu și prin oameni, bineînțeles, dar eu nu pot ajuta pe cineva care nu vrea să fie ajutat. Da. Și atunci când mi-au creat cadrul potrivit, spuneam că la dezintoxicare, când stăteam, vorbeam numai despre droguri cu ceilalți care erau în aceeași situație și, de fapt, alimentam problema încercând să o elimin. Ei bine, în mediul ăsta, cu oamenii ăștia care mi-au vorbit despre Dumnezeu, am schimbat total mediul. Acolo nimeni nu fuma, nimeni nu se droga. Acolo nu mai era concentrat... Nu mai exista ispita. Nu mai era ispita și nu mai era concentrat pe ce poți face tu și cine ești tu, ce ai demonstrat în viață. Ci era pe dragostea față de aproape. Băi, nemeritat, oamenii ăștia mi-arată dragoste. Și mi-arată că sunt valoros. Nu trebuie să mă justific eu și să arăt o imagine. Cu toate că eu am făcut numai tâmpenii până acum. Și nu și sunt un model și nu sunt un reper. Un model și eram bine îmbrăcat și aveam Adidas și aveam bani, nu era adevărat. Și acum, în momentul acesta, când arăt ca o epavă, când sunt un lepros, am 45 de kilograme, oamenii ăștia îmi spun că am valoare. Și oamenii ăștia spun că nu contează cum arăt, contează inima mea și ce a pus Dumnezeu așa în mine. Așa erai atunci? Așa te simțeai atunci. Și așa și erai? Da, și ajunsesem în complex de inferioritate. Și indiferent ce spuneau oamenii, credeam că nu se mai poate. Că una este să spui, ce faci? Mă bucur să te văd. Ia uite, arăți mai bine. Și alta este, ce faci? Ai reușit să scapi de problemă? Da. O să reușești. Dar eu, fața mea, să-ți transmită deja că nu cred în tine și că... Și că-ți spun doar de complezență aștept, niște da, vorbe. Da. Să simte treaba asta. Exact ca la semafor când spui la cineva, ia, îi dai 500 de mii, 50 de lei. Ia, mă, de fapt tu i-ai spus, niciodată nu o să fii ca mine, cum merg eu cu mașina asta, nu o să reușești nimic în viață. Și alta este când spui, Dumnezeu să te binecuvinteze, să știi că și pentru mine a fost posibilă schimbarea, că nu sunt cu nimic mai bun decât tine. Parcă seamănă, dar nu e același lucru. Ei bine, eu asta am făcut, ce au făcut oamenii aia pentru mine. Și aici să știi că nu mai ține de denominațiune. Că te duci la biserica cu tare, cu tare. Mulți merg la biserică, știi? Și asta fac eu astăzi în prezent. Arăt ce mi s-a arătat. Nemeritat, oamenii mi-au arătat dragoste. Asta vreau să arăt și eu. Pentru că eu cred că există valori în oameni pe care lumea aceasta îi disprețuiește. Și deja i-a etichetat. Pentru aceștia nu există nicio șansă. Tu ai avut momente când nu doar că societatea te percepea așa, dar tu simțeai despre tine că nu mai mereți nicio șansă? Da. Că vrei să mori? Da, și credeam că e adevărat asta. Ai avut tentative de genul acesta? Să da. Vrei să spui capăt zilelor? Da. Și ce te-a împiedicat să nu faci asta? Ce m-a determinat să nu mă sinucid? Păi, în primul rând, speranța. Că poate Dumnezeu are și pentru mine un viitor. Un alt plan. Apropiații? Aceia care mai erau lângă tine. Îmi dădea motivație soția mea, copilul meu, pentru că aveai Dumnezeu deja prima nu e ceva fetiță. Abstract. Se găsește și prin circunstanțe. Dumnezeu este în sufletul fiecăruia. Absolut. Da. Uite, asta eu cred că este ceva care nu este la întâmplare. Poate chiar în momentul acesta se uită cineva care se confruntă cu durere în sufletul lui, în depresie și consideră că lumea aceasta nu-i dă nicio șansă și nu poate face niciodată nimic în viața aceasta. Și asta e o minciună. Și tu ce îi spune, Marian, acelui om care ne urmărește în momentul de față, care, așa cum spui tu, are niște probleme pe care simte că nu le poate depăși și nu știe exact în ce să mai găsească scăpare, ieșire, lumină, cum vrei tu să spui. Ce îi spune așa? Ea spune că dacă Dumnezeu a putut face pentru mine un miracol atât de mare, nu doar să
mă elibereze de droguri, nu doar să mă vindece din septicemie, ci să-mi dea o nouă șansă și să mă ajute să pot să întind mâna altor oameni, înseamnă că poate face asta cu oricine. Marian, revenind puțin la familia ta, la fel îmi povesteai la un moment dat că ai vrut să cumperi un cadou fetiței tale, celei mari, pentru că ai trei fetițe, și n-ai mai ajuns să cumperi cadoul respectiv pentru că banii ai folosit pentru a-ți procura droguri. Și mai apoi am intrat într-o benzinărie și am furat un maimuțoi. Dar în momentul acela, în fața propriului tău copil, când fetița a venit și te-a luat în brațe, bucuroasă că își revede tatăl, te-ai simțit un monstru. Pentru că știai că banii pentru cadoul ei, tu îi folosiști și pentru droguri. Cum a fost? Omul... Erai deja... Nu mai erai bărbatul Marian Mocanu, nu mai erai fiul mamei și tatălui tău, nu mai erai soțul soției, erai tată. M-am simțit josnic. Chestii de genul acesta te fac să vrei să-ți iei viața. Chestii de genul acesta care te fac să fii lipsit de respectul față de tine însuți. Demnitatea ta ca om. Și cam asta caută societatea și lumea și răutatea să facă oricărui om. Uită-te, acum să fim foarte sinceri. Oamenii sunt promovați pentru valori în ziua de astăzi în societate? Mi-aș dori să cred că da. Nu, cu toate că nu se întâmplă. Este promovată prostia, răutatea și oamenii sunt determinați să se înjosească singuri pentru a căuta și a capta atenția. Nu e o chestie doar la un copil de 15 ani de a dori să ieși în față și de a dori să răzbești. Și astăzi, dacă cineva termină o facultate pentru medicină, nu este chemat la tine în emisiune. Tu ești un caz aparte, că vrei să prețuiești valorile morale și vrei să promovezi o poveste de viață. Cum este asta din ziua de astăzi? Dar astăzi este chemată cea care s-a... umflat în toate părțile și este pusă în cinste, dar o fată care a terminat medicina și are exemple și de altruism și face ceva, nu este pus. De ce? Pentru că nu se caută asta. Și eu vreau să cred că da. Eu... Mai sunt oameni, într-adevăr. Mai sunt oameni care fac diferența și mă bucur. Și eu chiar asta fac. Păi, eu de niciodată ce nu voi promova non-valoarea și artificialul și superficialul dintr-un om. Și oamenii de multe ori, cum am uitat eu la filme, cred că asta este rețeta succesului și ajung în situații cum am ajuns eu. Pentru să-ți iei repere greșite, repere greșite, pentru că astea le promovează, așa cum spui, societatea și să ajungi, iată unde ai ajuns și tu. E posibil. Din cauza unei false cu durere percepții în suflet, asupra ce spun acum, valorilor. Să apar pe sticlă, să par că ai succes în fața oamenilor și așa cum se poartă mască în pandemia asta, să porți o mască arătând ceva ce nu există și să determini și pe alții să creadă o minciună. Pentru că eu venind dintr-o familie unde erau mulți artiști, mergeam cu mama la televiziune și cântam cu vioara. Și trebuia să zâmbesc când dădeau un machiaj mamei mele de asemenea. Dar era realitatea când mama mea știa că eu mă droghez. Și când tu chiar te drogai. Și eu mă drogam în halul acela, putea să fie fericire? Nu. Nu era ceva real. Că oamenii nu înțeleg de ce astăzi nu caut să cânt, să arăt cine sunt. Pentru că n-am nimic de demonstrat la nimeni. Și ceea ce fac mă împlinește pe mine ca om. Pentru că știu că afectează viitorul unui copil. Și atunci când îi creezi, prin ceea ce facem noi cu asociația, un cadru potrivit și nu să se ia în termen de comparație cine este mai bun, cine demonstrează ceva unul față de celălalt, ci dacă îl vede pe celălalt că a progresat și că merge, nu știu, la un turneu, într-un turneu unde îl iau sau la un spectacol, să spună, mă, dacă a putut el, pot și eu. Practic, tu le focusezi acestor copii din mediile defavorizate atenția către lucrurile bune pentru a nu o lua pe calea greșită. Și le spun că sunt valoroși pentru că așa sunt. Îi încurajezi. Da. Și tu nu ai fost încurajat? Cumva, nu prea. Și societatea nu încurajează. Ba din contră.
Marian, suntem pe finalul acestei discuții și aș vrea să te întreb, tu la ora actuală te consideri abstinent sau reabilitat? Sau care ar fi diferența? Eu mă consider eliberat. Ceea ce face toată diferența. Pentru că, cum spuneam mai devreme, eu sunt o altă făptură, o făptură nouă. Deci nu poate să mă reprezinte ceva ce n-a existat niciodată. Nu-l mai cunoști pe acel Marian de acum 12 ani? Nu. 12, 13, 15 ani? Nu. Cunosc suferința care a avut-o el și mă bucur pentru asta, că am ce învăța din ea în continuare, dar nu mai cunosc simțămintele acelea, nu cunosc persoana în sine. Regreți acești 12 ani din viața ta sau consideri că ți-au fost dați cu un scop? Pentru a învăța ceva? Pentru a ajunge în momentul în care, iată, ești astăzi cu un trecut atât de dureros și în situația în care ajuți regret alți toate copii, greșelile care le-am făcut și față de familia mea și față de prieteni și față de toți oamenii care erau lângă mine și poate efectele care s-au întâmplat față de ceilalți. Că probabil pe termen îndelungat mai au efecte și acum la alții, nu știu. Dar nu regret ce am învățat de acolo. Și anume? Viața este mai mult decât ce părere au alții. Corect. Sufletul nostru este valoros și binele se clădește cu foarte mare greutate și este necesar să suferi sacrificiul pentru a clădi binele pe care îl dorești. Nu se poate fără sacrificiu. Și atunci când vezi pe altcineva că face tot ce este mai rău și îi merge bine, aparent că este o iluzie, nu te lăsa influențat. Asta e mesajul care ar trebui să-l ia și alții. Pentru că, cum spuneai tu acum, în momentul acesta, sunt alții care nu apreciază valorile care tu le apreciezi chiar în momentul acesta. Și poate le merge mult mai bine, aparent. Aparent, da. Știm cu toții fenomenul acesta al consumului de droguri, din păcate, este unul existent la nivel de județ Prahova, la nivel de țară. Din ce în ce mai mulți adolescenți cad pradă acestui viciu, ce-i drept, mulți dintre ei nu ajung la nivelul de a consuma cocaină, heroină, se rezumă la marihuana etnobotanice, nu că ăsta ar fi un lucru, este la fel de grav. O fac din distracție, o fac din cauza anturajelor, o fac pentru că sunt cool, exact așa, sau percepuți ca fiind cool, așa cum spuneai tu puțin mai devreme. Eu sper că ți-au ascultat povestea și sper că au tras învățămintele pe care ar trebui să le tragă. Pentru că tu ai văzut moartea cu ochii, nu odată, ci de foarte multe ori. Tu ai trecut prin iad și ai renăscut. Ție Dumnezeu ți-a dat o șansă. Alții poate nu au această șansă. O au acum. Dacă vor să schimbe viața, noi le stăm la dispoziție. Poate să ne contacteze și există soluție, dar trebuie să vrea și ei. Trebuie să vrei. Dar ce le-ai spune pentru a nu ajunge în situația în care ai ajuns tu, pentru a nu irosi 12 ani, cum a fost cazul tău din viață, fără să știi efectiv pe ce lume trăiești? Ce le-aș spune? Și care este scopul tău pe lumea asta, în afară de a-ți procura cocaină, heroină, marihuana, etnobotanice, crack și așa mai departe? Ce le-ai spune să nu facă? Care poate, nu știu, sunt la început, o percep ca pe o distracție, ca pe o, nu știu, un amuzament și cam în punctul ăsta sunt. Pentru cei care încă nu s-au apucat. Sau poate ar fi tentați, habar n-am. Sau poate ar fi tentați. Că alții fac. Ține minte, tu nu trebuie să fii pe plac nimănui, tu nu trebuie să mulțumești oamenii, tu trebuie să fii mulțumit tu cu tine însuți și să crezi că ai valoare. Ai în tine pus mai mult decât spun alții și alții nu poate să înțeleagă ce e pus în tine mai bine decât tine înaintea lui Dumnezeu, bineînțeles. Să crezi întotdeauna că ai un viitor deosebit și fructifică ceea ce este pus în tine și vei avea succes. Pentru cei care s-au apucat de droguri pentru a impresiona pe alții,
am să spun atâta. Oprește-te, nu sunt prieten și nu este adevărat. Când eram pe pat de spital, niciun prieten n-a venit la mine. Absolut nimeni n-a fost acolo. Și cine nu este gata să fie cu tine în sacrificiu și în suferință, nu ți este prieten deloc. Un adevărat prieten se cunoaște necaz. Așa că la primul necaz, fă testul realității din viața ta, ca să te poți opri la timp. Și dacă nu reușești să te oprești și poate îți dai seama că te confrunți cu o dependență, să știi că există oameni cărora le pasă de tine și nu te tratează ca pe o boală, ci te tratează ca pe o ființă omenească. Apelează la ei. Îți stăm la dispoziție. Marian, îți mulțumesc foarte mult pentru prezență, îți mulțumesc foarte mult pentru sinceritatea de care ai dat dovadă. Spuneai că îți este ușor astăzi să vorbești despre trecutul tău, pentru că Marian acela este, dar nu mai este. Resimți încă suferința, dar nu mai există fizic. Emoțional, de fapt, da, fizic, da. Fizic există. Puțin sunt oamenii care dau dovadă de atât de mult curaj să spună astfel de lucruri într-o societate în care, așa cum ziceam mai devreme, vrem să fim imaculați în fața celorlalți. Vrem, păi ne interesează foarte mult părerea perfectă. Altora, societatea. Tocmai asta este... Îmi asum pentru că nu prea mă interesează părerea celorlalți. Și pentru că alții au de învățat din exemplul tău personal. Mă interesează mai mult să știu că fac ce este corect și bine pentru alții, dar în primul rând pentru mine. Și dacă eu știu cine sunt, ce contează ce spune altcineva? Te-ai mai vedea vreodată consumând droguri? Da. Da? Este că te-ai speriat? Da, foarte mult. Hai să-ți explic ceva. Și nu mă așteptam la răspunsul ăsta. Dacă astăzi sunt luminat și mintea mea este luminată, este pentru că am reperul absolut și acela este Dumnezeu. Uită-te că cei din fruntea guvernelor dau o lege astăzi la ora 12 și până mâine poate să o schimbe exact invers. Și tu nu mai știi cum ești împotriva legii ca să te încadrezi. De ce? Pentru că n-au reperul absolut. Și mintea mea, dacă este luminată și sunt astăzi așa cum sunt, este datorită lui. Eu sunt 100% convins că dacă n-a sta în lumină, că el este lumina, aș fi în întuneric și n-aș mai deosebi. De aceea și atâtea fake news-uri. Pentru că oamenii toți au păreri. Dar părerile noastre pot fi contradictorii. Părerile noastre pot duce oamenii rătăcire. Oamenii când îmi spuneau mie mai bine bei decât să te droghezi, în mintea lor îi spuneau că spun un lucru bun. Dar spuneau în adevăr un lucru bun. În mintea lor când ei îmi spuneau ia pastilele astea, că sunt de folos ca un tranquilizant în locul la droguri, ei în mintea lor credeau că spun un lucru bun. Dar îmi dădeau două lucruri care îmi făceau rău. Pentru că eu nu scăpam de amândouă. Ce vreau să spun este că reperul nostru absolut trebuie să fie Dumnezeu și principiile Lui. Fără Dumnezeu suntem pierduți și ne întoarcem înapoi în întuneric. Dacă eu fac bine, nu este că sunt eu bun. Eu am fost bun și înainte, dar nu puteam să fac bine fără Dumnezeu. Pe drumul greșit. Îți mulțumesc încă o dată, Marian, și îți doresc mult succes și să ajuți la rândul tău cât mai mulți copii din aceste centre pe care le ghidezi. Succes și salutări familiei tale și încă o dată îți mulțumesc pentru lecția asta de viață care ești și sper să rămâi în continuare pentru cât mai mulți adolescenți. Doamnelor, domnilor, și dumneavoastră vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Ne revedem marțea viitoare tot aici, acasă, în Prahova.